Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei și Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, au săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Mănăstirii Mehedințene Gura Motrului. În prezența a numeroși pelerini a fost oficiată aici și slujba a ghesmei mici. Izvorul tămăduirii aici, la Gura Motrului, ca de altfel și la mănăstirea Topolnița de pe Valea Topolniței, izvorul tămăduirii, fără să fie hram, a devenit un hram. Mulți credincioși din satele învecinate au venit de-a lungul secolelor ca să ia apă sfințită, să se roage primăvara, când totul revine la viață, să se roage aici, la această vatră de sihăstrie românească, aici unde, pe malul râului Motru, și-a plecat genunchii și Sfântul Nicodim de la Tismana. Tot aici și Sfinții Martiri Brâncoveni și părinții lor, Papa Brâncoveanu, au contribuit cu sprijin financiar să se rectitorească această frumoasă mănăstire. În această vineri a tămăduirii, vineri din săptămâna luminată, venim cu toții ca să găsim și alinare și tămăduire pentru bolile noastre sufletești și trupești și să o simțim mai aproape pe Maica Domnului și pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos cel înviat, de care avem cu toții atât de multă nevoie. În țara noastră avem multe izvoare tămăduitoare cu apă binecuvântată care vindecă bolile și stâmpără sufletele noastre, dar sfintele locașuri de cult, mănăstirile și bisericile noastre sunt cu adevărat prin Sfânta și Dumnezeiască Liturghie care se vășește în Sfântul Altar și prin rugăciunile părinților și a maicilor care sunt acolo, izvoare cu adevărat de binecuvântare care aduc multă pace și liniște în sufletele noastre și nădejdea aceasta a dobândirii vieții cele veșnice. Mănăstirea Gura Motrului a fost întemeiată de Sfântul Nicodim la sfârșitul secolului al XIV-lea.